Ecaterina Andronescu a fost votată astăzi de Biroul Permanent Național al PSD pentru a ocupa funcția de ministru al educației. Gabriela Firea, vicepreședinte PSD, a declarat la finalul ședinței Biroului Permanent Național al PSD că Ecaterina Andronescu a fost votată în unanimitate pentru postul de titular la învățământ. Postul a rămas vacant după ce fostul ministru al educației, Valentin Popa, și-a dat demisia din funcție la sfârșitul lunii septembrie. De la demisia ministrului Valentin Popa, interimatul a fost asigurat la educație de Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene. Ecaterina Andronescu a mai avut trei mandate de ministru al educației în perioadele 2003-2008-2009 și din iulie până în decembrie 2012. Tot astăzi, Biroul Permanent Național al PSD a decis să-l nominalizeze pe diplomatul George Ciamba pentru postul de ministru delegat pentru afaceri europene în locul demisionarului Victor Negrescu. George Ciamba este diplomat de carieră, a lucrat mai mulți ani în Ministerul Afacerilor Externe al României. George Ciamba a deținut până acum funcția de secretar de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul Euroatlantic în cadrul aceluiași minister. Propunerile urmează să fie trimise președintelui României pentru numirea celor doi miniștri ai cabinetului Dăncilă.